acestui tip de relație și pentru a prezenta periodic rapoarte de progres. A fost o întâlnire bună. Am discutat și despre colaborarea în domeniul apărării și al industriei de apărare, pentru că sunt capabilități și capacități de producție compatibile și aici se poate dezvolta un parteneriat foarte avantajos și pentru România și pentru Croația. V-a întrebat cumva și despre plângerea penală depusă de către un lider al opoziției împotriva premierului, că este o acuzație destul de gravă, n-a mai fost niciun premier acuzat de înaltă trădare. Nu m-a întrebat, nu mi-a pus această întrebare și dacă nu mi-a pus-o, n-am discutat-o, dar am o remarcă la ceea ce a spus dumneavoastră. Mie mi se pare o acuzație dementă, nu o acuzație gravă. În opinia mea, dacă ați provocat să intru în acest subiect și sunt tot mai aproape de a fi convins, această sesizare, plângere sau ce a făcut această unealtă este concepută și redactată la Cotroceni. Și eu cred că în foarte scurt timp vom avea toți acces la textul acestei plângeri, vom constata cu toții că este de fapt concepută la Cotroceni și este ca urmare a amenințărilor pe care președintele le-a îndreptat către doamna prim-ministru Dăncilă. Și cu toții o să vedem, sper cât mai curând, această plângere penală, că nu văd de ce ar trebui să fie țintă secretă, și o să ne dăm seama din textul ei de foarte multe lucruri și de faptul că ceea ce am spus noi în ultima perioadă se adeverește, și anume dorința Klaus Iohannis de a prelua brutal guvernarea, ocolind alegerile democratice, nesocotind de rezultatul alegerilor democratice, preluând-o în urma unor amenințări, practicând șantaj prin uneltele sale împotriva primului ministru, punând presiune din ce în ce mai mare pe primul ministru al României, punându-l pe Orban să acuze de înaltă trădare acțiunile, sau să considere acte de înaltă trădare acțiunile externe ale unui prim-ministru ales democratic a României, care are întâlniri externe așa cum are orice prim-ministru din această lume sau din lumea democratică. De exemplu, am avut această întâlnire cu primul ministru croat. Am văzut că domnul prim-ministru croat merge liber prin lume, se poate avea întâlniri oficiale, poate discuta liber despre domeniile de interes pe care le are Croația, încearcă să promoveze interesul țării respective. Așa face orice prim-ministru oriunde în lume. Numai aici se pare că președintele României dorește să aibă toată puterea și controlul total pe toate instituțiile statului, într-un mod nedemocratic, într-un mod brutal și într-un mod neconstituțional. Ați spus că analizați cu oamenii juridici, cu juriștii dumneavoastră din partid, posibilitatea să depune și noastră, la rândul dumneavoastră, o plângere penală. Se impune și care ar fi motivele și împotriva cui? Se analizează. Oamenii juridici ai noștri nu au capacitatea de a reacționa în câteva ore la o acțiune care este pregătită de câteva săptămâni de laboratoarele de la Cotroceni. Domnul președinte, în acest context, o să mai puteți să aveți o relație instituțională cu șeful statului și veți mai fi deschis dialogului, cum ați spus până acum? Nu se poate avea, se constată că nu se poate avea niciun fel de relație cu Klaus Iohannis, nu este șeful statului. Dorește să fie șeful statului și șeful românilor. Dar noi nu putem avea relații cu cineva care se consideră tătucul acestei țări. Nu a venit nimic, absolut nimic, din partea Cotrocenului, cel puțin în acest an și jumătate. Absolut nimic. Cu toate solicitările făcute de mine, făcute de domnul Tăricianu, făcute de primul ministru, de a exista o colaborare, de a exista o consultare pe temele mari, interne, externe, nu a fost absolut nicio reacție, nu a fost niciun demers de a ne chema, de a ne convoca, de a ne
invita la o discuție așezată despre prioritățile majore ale României. Totul este făcut singur. Ne-am uitat și noi cu atenție că a stat la masă cu un stat care încă nu e recunoscut de România, Kosovo. E bine, e rău. Doar citim în presă și vedem tot felul de analize făcute de tot felul de analiști. Nici nu știm. S-a consultat cu cineva, a luat vreo decizie acolo, a propus ceva, a promis ceva în numele României. Habar n-aveam. De acolo a avut grijă ca să mai ceară încoată demisia primului ministru și să mai atace încoată guvernul și PSD. Deci e greu de... aproape imposibil de sperat că mai poate fi o relație instituțională, orice fel de relație cu acest om, pentru că, din păcate, la toate semnalele, la toate invitațiile la dialog, la toată dorința noastră de colaborare, care cel puțin mie mi-a atras și în ultimele zile și de mai mult timp, tot felul de critici din partea unor oameni de bună credință, n-a fost niciun răspuns, deci nu cred că... Domnule președinte, după atâta experiențe, se impune în acest moment declanșarea procedurii de suspendare? Nu asta este miza noastră. Deci nu asta este miza noastră. Acum, totuși, mai important decât Klaus Iohannis, chiar dacă el nu crede, este România și stabilitatea acestei țări. Dar asta nu înseamnă că o să stăm pur și simplu cu mâinile încrucișate. Așa ceva nu se va întâmpla. Ce înseamnă că nu veți face mâine? Aveți răbdare, nu mai faceți caierea, v-ați plătit și s-ați plecat și după aia v-ați supărat că n-ați fost anunțați că este la declarație. În momentul în care ni se spune că nu veți avea declarație, ai internet să vă contradic. Dacă mi se spune că n-am declarații, n-alergați după mine și în baie? Mai stai și voi după mine. Pentru că această plângere a fost concepută la Cotroceni de câteva săptămâni. Aveți dovezi, credeți? De unde credeți asta? Ce credeți asta? Din credința mea, domnișor. Dar poate la TVR nu aveți multă credință, dar eu am o credință foarte puternică și eu cred. Dovezi, când o să fiți procuror, vă vorbesc despre dovezi. Dar eu zic că dacă o să vedem, și sper să vedem cât mai curând, că declarații din partea unor procurori care au devenit vedete instantaneu la televizor, nu eram obișnuit cu astea, am văzut. Poate vedem și plângerea penală. Și dacă o să vedem plângerea penală și dacă o să o citim cu atenție, eu sunt convins că chiar și dumneavoastră, nu o să-mi dați dreptate că n-aveți voie, dar s-ar putea să mai mă contraziceți. S-au speriat colegii dumneavoastră în partid de această plângere penală? Au fost niște tensiuni Am văzut această știre la un site extraordinar de onorabil, un site cu cele mai bune informații și tot timpul cu informații reale și care n-a avut niciun fake news până acum, că nu știu ce s-a speriat. Nu s-a speriat nimeni. Noi nu am aterizat astăzi în România și am crezut că suntem așa, în Eden, în Rai, și că toate lucrurile sunt frumoase. Nu, trăim aici de foarte mult timp, suntem într-un asediu din partea statului subteran, din partea tuturor instituțiilor aservite lui Iohannis, deci nu e o mare noutate. Din momentul în care a început acest serial de solicitare de demisie și din momentul în care a apărut în mod explicit amenințarea de la președintele Iohannis, am și discutat în partid, am și discutat cu doamna prim-ministru, am spus și eu public și mai mulți colegi de-ai mei că e clar că este un plan care se va materializa într-un fel sau altul, deci nu e o surpriză. Așa că eu zic să fie mai pesimiști cei care începeau să spună că nu știu ce sperietori au apărut în PSD și vreau să mai spun ceva. Nu pot să parafrazez pe o doamnă și în viață și în funcție, adică nu pot să spun noi suntem PSD, dar PSD nu e un partid slab, mic sau fricos. Vă mulțumesc mult, vă doresc o zi foarte bună și mult succes! A fost o întâlnire bună, spunea Liviu Dragnea, cu privire la întrevederea avută